Marte a dezvăluit o descoperire incredibilă în care oamenii de știință au reușit să observe ceva ce nu se știa până de curând, dar ne arată cât de mult mai avem de știut despre planetă. Mai exact, datorită roboților pe care NASA îi are pe suprafața lui Marte și continuă să monitorizeze tot ce se întâmplă acolo, avem noi dovezi că a evoluat foarte diferit decât credeam. Există o rocă pe suprafața lui Marte pe care am găsit-o și pe Pământ numită Ignimbrit, despre care oamenii de știință nu credeau că ar putea exista acolo până de curând, dar ar confirma că evoluția planetei s-a bazat pe vulcani. Mai exact, pe Marte a avut loc o erupție vulcanică violentă, care a dat naștere acestei roci numite Ignimbrit, care este prezentă în multe zone ale planetei. Marte, cercetătorii au uimit lumea cu descoperirea istorică. Descoperirea acestei stânci pe suprafața lui Marte de către doi roboți care merg pe Marte de ceva timp ne arată că toate cercetările făcute în această perioadă pot dezvălui multe secrete importante. Roca a fost găsită în două regiuni diferite ale lui Marte, dar oamenii de știință le-au legat doar recent și spun că totul se bazează pe o erupție vulcanică foarte violentă. Există o mulțime de idei despre originea rocii de bază bogate în olivină care acoperă o mare parte a unei zone numite Nileo, care include craterul Jezero. A fost o dezbatere care durează de aproape 20 de ani. Este un moment de epifanie. Vedem același tip de textură în rocile craterului Gusev ca un tip foarte specific de rocă vulcanică găsită pe Pământ. Nimeni nu a sugerat anterior rocii de aprindere ca explicație pentru roca de bază bogată în olivină de pe Marte. Și este posibil ca acesta să fie genul de piatră pe care roverul Perseverance a condus și a probat-o anul trecut. Această descoperire pe Marte este cu siguranță o premieră pentru că până acum nimeni nu credea că ar putea exista o astfel de rocă acolo, dar iată ceva foarte neobișnuit care se întâmplă pe planetă. Oamenii de știință au crezut de mult că pe Marte au avut loc erupții vulcanice foarte puternice, dar acum spun că forța lor este de fapt mult mai mare.